Vă salut dragii mei și mă bucur să vă revăd. Astăzi vin cu un nou soi de lavandă și să știți că acest soi este unul din noile mele soiuri preferate și se numește Lavandula angustifolia fallgate. Și-l avem aici de uh, 3 ani de zile, acum intră în anul 3 și este o plantă care înflorește acum cât se poate de repede. Uh, după soiul uh, Little Lady... Uh, probabil cam în același timp, dar pe lângă faptul că, după cum vedeți, are culoarea aceasta mov, care într-un spic arată fantastic, haideți să vă arăt un prim plan cu ele. Acest soi de lavandă, pe lângă faptul că înflorește primul, îmi place foarte mult cum arată el ca și tufă. Adică este o tufă destul de deasă și creșterea ei este una spectaculoasă. Este un soi mare care la maturitate va ajunge undeva 70 de centimetri în diametru, dar bineînțeles că acum dacă vă uitați la aceste spice, cu siguranță ele deja au în circunferință mai mult de 70 de centimetri. Este unul din -un părurile care am reușit să-l comand din Anglia acum câțiva ani de zile și uh, am zis că să-l încercăm un pic uh, în cultura noastră de lavandă să vedem cum se comportă. Și uh, are un comportament extraordinar în comparație cu celelalte. Pare să destul de rezistent la orice tip de boală și dăunător pe care l-am avut noi uh, momentan în, uh, în cultură. Avem uh, tot felul de dăunători uh, care afectează mai mult sau mai puțin uh, Plantele noastre. Ei, în, în schimb, se pare că acest soi de lavandă, Folgate, este foarte rezistent și îmi place foarte mult cum se prezintă. Are mai multe aspecte care mă face să-l îndrăgesc destul de mult, și pe lângă faptul că are această culoare senzațională, este seara când se apune soarele, culoarea dă impresia că se ridică de pe plantă și cu cât crește planta în maturitate, arată tot mai bine. La început, în momentul în care înflorește, aceste spice încep prin a fi un pic albe, exact ca și la soiul Little Lady sau ca celelalte soiuri cel burgăresc, Sevastopolis, începe tot prin a fi alb, de aceea m-am mirat și eu la început, dar acum, odată ce a început să înflorească, a prins o culoare foarte frumoasă. Ca și, ca și culoare, după cum vedeți, nu este cel mai închis mov, nu este movul acela închis, este un violet închis, care mie îmi place foarte mult. Spicele sunt destul de lungi, sunt undeva la 40 de centimetri, aș putea spune. Planta este la maturitate, după cum v-am spus, destul de mare și îmi place și la această plantă două aspecte. Una că are o formă rotundă, perfect rotundă fără să trebuiască eu să o tund într-un fel anume, exact ca și Little Lady și uh, își păstrează o culoare foarte frumoasă pe timpul iernii uh, și anume una argintie. Aproape că dacă nu uh, ai ști soiurile, acest soi Folgate se aseamănă foarte mult cu soiul anterior pe care l-am prezentat și anume Little Lady, dacă nu ar avea spicele pe ele. Diferența este că acest soi se face foarte mare și că are aceste spice sensaționale, iar Little Lady rămâne mică și ați văzut culoarea aceea albă roze în ea. Sunt, sunt, două plante total diferite. Îmi place foarte mult și am vrut să vă introduc și să vă prezint. Este un, un soi de lavandă pe care eu vreau să mă bazez foarte mult, din cauza că arată foarte bine în buchețele. Ca și aranjamente, nu cred că îl voi folosi la aranjament, dar după cum vedeți, arată, arată, senzațional. Și cel puțin, dacă ar fi să am un rând întreg așa din aceste plante, momentan nu avem decât 5 aici pe care le-am comandat și pe care le-am testat și într-adevăr rezultatele sunt foarte promițătoare. Dacă eu nu recomand acest soi de lavandă în ghivece, așa că vi-l recomand în câmp deschis și în grădini mai mari. Dacă doriți să îl păstrați mic, puteți să o faceți prin tăieri, dar să știți doar că planta se face destul de mare. Nu am avut niciun fel de problemă în a pierde din aceste plante sau să fie afectate de îngheț, deci rezistența lor la îngheț este una ca și celelalte plante din soiul lavandei angustifolia, este destul de rezistentă la îngheț, la fel și la secetă ca și celelalte lavande și este o nouă adiție pe care puteți să o aveți în grădină, pe lângă celelalte peste 300 și ceva de soiuri de la de care puteți să le creșteți în grădina dumneavoastră. Așa că, da, vreau să vă introduc în acest. către acest nou soi, care s-ar putea pentru mine să devină favoritul numărul 1, probabil în anii care vor veni. Creșterea ei, să știți că este una spectaculoasă de la an la altul eu prima oară când am, am avut-o acum 2 ani de zile a venit foarte micuță, cam atâta undeva la 15 cm anul trecut s-a făcut destul de măricică cred că am și un clip în care le recoltez iar anul acesta într-adevăr și-a dat drumul destul de, destul de mare am văzut câteva clipuri pe internet cu oameni care cultivă acest soi și sunt foarte mari, ajung la o circunferință foarte mare și tocmai din acest motiv m-am foarte mult să le aduc din Anglia, să plătești transport de acolo să-ți aducă cineva flori. Este o adevărată aventură. Dar, mulțumesc frumos celor care m-au ajutat și am, și am adus acest soi și l-am plantat și să mă bucur de el. Ok, cam atât am avut de spus despre acest soi. Deci, lavandula Angustifolia folgate. Dacă găsiți puteți să îl cumpărați, să vă bazați pe el, este o plantă pe care vă recomand cu tot dragul și din toată inima. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și la acest clip. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe la canal și până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao.